Se fac 3 săptămâni de când deputații noului Parlament și-au început activitatea. Odată cu aceasta, aleșilor poporului le-au fost împărțite și cheile de la birouri. TV8 a mers să vadă cum arată locurile de muncă ale deputaților și ce crede ei despre spațiile unde își vor desfășura activitatea. Ce au răspuns, vedeți în cele ce urmează. Bună ziua, domnule deputat! Bună ziua! Sergiu Lazarencu, deputat din cadrul fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, este la primul său mandat de parlamentar. Acesta susține că este mulțumit de biroul său, în care însă nu a reușit să petreacă mult timp, întrucât pe lângă funcția de ales al poporului, acesta a fost până nu de mult și viceprimar al comunei Stăuceni. Să fiu și frigider. E umplut cu alimente, produse. Frigider nu este nimic. Gol, de ce? Deputații nu mănâncă. Corect, mănâncă la cantină. Aha. Dulap într-o garderobă. La fel. Gol deocamdată. Da. Și asta cam. Ați adus lucruri de acasă sau așa cum l-ați? Până ce nu am reușit, pentru că cumva am împărțit încă 2 funcții. Până ieri eram și viceprimar și legea îmi permitea 30 de zile și am trebuit să închei unele proiecte. Ieri am venit de la Stăuceni și ultima zi și colegii ne-au dat un tablou cu momentele cele mai importante pe care le-am petrecut în funcție de viceprimar. Un asemenea birou are și colegul său de fracțiune, Radu Marian. Totuși, în legislatura trecută, deputatul și-a desfășurat activitatea în altă încăpere. Secretariatul mi l-a schimbat. Birou. Da, e alt birou, eram etajul 6 și etajul 5. Nu știu de ce, dar mă rog, e similare ca... Sau poate mai mare. Aveți? Ne faceți așa o mică, deși nu-i mare, e vero? Nu, avem aici un dulap. Așa, avem ce aici... ține domnul deputat? Care niciodată nu l-am folosit. Nu folosiți frigider? Nu. Aici safe, la fel niciodată nu l-am folosit. Și deja scaune, masă, fotoliu. Deși este mai confortabil, apropo, scaunul decât ăsta. Calculatorul pe care, mă rog, și deja cam asta. Întrebat dacă planifică să facă vreo modificare în birou. Reparații nu planificați să faci? Sau nu vi se permite? Planificăm reparații. O să stau eu și văpsesc, da? Nu cred, nu, dar nu cred că e nevoie. E perfect, în regulă și e bine. Vă simțiți comod aici? Păi sigur, normal. Cum să ne plângem? Dacă o să spun ești deputatul, ce mai vorbești de oameni care lucrează în câmp la 40 de grade afară, tot e în regulă. Unii colegi de-ai dumneavoastră din partid, anul, mandatul trecut, spuneau că birourile sunt luxoase. Dumneavoastră, cum vă vedeți biroul? Eu am văzut biroul mai luxoase. Așa. E în regulă. Să zic că ai tot ce e nevoie să lucrezi. Și Denis Ulanov, deputatul fracțiunii Șor, care este la al doilea mandat, s-a ales cu alt birou. Кабинет был точно такой же, абсолютно. В нем нет никакой... Все кабинеты депутатов в стандартном формате, они такие. Если депутат желает что-то в нем изменить, он это делает за свой счет и под свой вкус. А с кем бачива? Нет. Я единственное, что я добавлю сюда живых цветов. И, в принципе, больше ничего нет. Все достаточно для работы. Обычный стол. Минимальная техника. Компьютер сейчас на профилактике. Мебель стандартная, шкаф. Здесь холодильник, сейф. Это тоже все входит в стандартный набор кабинета. Сафеул утилизация? Нет. Ну? Пожалуйста. Полки. Да. Я привезу книги, которые мне необходимы для работы. Din biroul lui Ulanov nu lipsește însă drapelul partidului. Vă dă în putere acest drapel. Мне силы придут уверенность в моей правоте. По всем аспектам, которые связаны с моей деятельностью. Între timp, deputatul PAS Dan Perciun, care este și președintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială, s-a ales cu un birou mai spațios. Birouri mai mari la șefii de comisii, la președinții fracțiunilor, sunt un pic mai mari birouri. Aha. Da, pentru că aici se desfășoară și ședința comisiei în mijlocet. Îmi pare că e un birou ok, bun de lucru. Trebuie să existe un anumit nivel de, eu știu, confort pentru a putea avea un proces de lucru decent. Deci... Trebuie să fie o masă, trebuie să fie scaune, trebuie să fie oamenii care sunt capul la ședințele comisiei, în rest, bun, unica ce îmi pare ciudată e televizorul, v-am zis, pentru că sunt sigur că din astea s-au cumpărat multe și nimeni niciodată nu le-a folosit și s-a dat câte un țelec, costă 150.000 de lei. Deputatul afirmă că petrece foarte mult timp în acest birou. Toată ziua. Dar tu mai aveți și nevoie de o cameră de odihnă? Să încercați să mă provocați.
N-am nevoie de cameră de tehnică, e bine așa, am creat un birou mult mai mic, un birou mai mare, nu contează. Eu, lucrurile că atâta spațiu cu peste calculatorul și atâta. Prima ședință a actualului Parlament, constituit în urma scrutinului anticipat din 11 iulie, a avut loc pe data de 26 iulie.